pentru prima dată în 2014, prietena noastră Olga, alături de noi. Bună dimineața și bună la mulți ani! Bună dimineața! Bine v-am găsit, nou an! Bună dimineața, Olga, și bine ai venit! Chiar dacă tu ești o fată zâmbitoare, nu te simți tocmai perfect pentru o emisiune live, pentru că, nu-i așa, nu te doare spatele, nu te dor, nu te doare coloana, ci o chestie internă, să zicem așa. O chestie mică care ne supără toată ziua și de care ne temem, dar nu ne place să ne o scoatem, mi-am scos-o că așa am fost obligat. E fierea. Și mama și-a scos-o și... Și? Am zis că nu se simte neapărat mai bine. Nu mă simt mai bine. Eu am avut noroc. O perioadă, da, dar... Cum o perioadă? Nu zic din riscă, riscă să se ajungă la crize de ficat după aceea. Că nu mai este fiere? Scap de una, dai de alta. Se pare că merg mână-mână, mă rog. Da, 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 atunci trebuie să nu mai mănânci tot felul, nu? Categoric. Și fost perioada asta de sărbători în care s-au acumulat tot felul de... Grăsimi. Nu neapărat grăsimi. Și nu numai, eu n-am mâncat nimic de sărbători. Să știi că nu neapărat grăsimile sunt o problemă neapărat pentru fiere, ci, uite, combinațiile în astea, gen, salată de vinete. Wow, aia este o bombă pentru... Salată de băf? Salată de băf, idem. Tot cu maioneză. Da, cum să spun, vinetele sunt grele, foarte grele nu la fiere. Nu mănânc deloc vinete. Ouăle, toate, mă rog, așa, știi? O umplute. O umplute, deci mai mânci un pic de ou ușor umplut, un pic de vinete, mai bași un pic de salată de băf. Cum a început anul la tine? Cum să înceapă? Cu multă muncă. Da. Am avut partea cu inventarele, cu nu știu ce. Acum începem să ne mai revenim și noi puțin. Cum să înceapă? Cu stres, cred că la toată lumea, știi, privești așa cu optimism spre 9 ani, de parcă cine știe ce o să înceapă, dar când începe îți dai seama că de fapt e tot ca de anul trecut. Da, dar vrei să scapi totuși de el. Da, da, nu știu dacă neapărat din motive reale, adică vrei să scapi de greutățile. Problema este că de greutățile se scapi, nu neapărat de anul care a trecut. Știi? Eu am vrut să scap oricum ar fi de anul care a trecut, care a fost un an foarte... Dar într-adevăr a fost un an împiedicat, un an, știi, chiar la începutul lui 2013 când auzeam horoscopul chinezesc, am zis, nu se poate să fie chiar atât de împletit și atât așa de ciudat. Foarte. Deci a fost, cred că, cel mai ciudat an din viața mea. La mine la fel. Parcă erau blocaje peste tot, oriunde te duceai, lumea se plânge, lumea a devenit mai rea, mai... Deci nu mai există pic de toleranță, nu mai există pic de bunătate. Toată lumea ajungi, te oprești la intersecție, scoate un capul pe geam și te jură. Da, așa e frumos. Dar nu, sunt niște... Vrem, Olga, să te întrebăm, discutam cu colegul zilele trecute, am citit un articol aici și tot zicea colegul, las că vine Olga și te explică ea. Cu chatitul ăsta, cu calculatorul. Că, cum era, 70% din persoane, cum era statistica aia? Zic că tu ai... Da, 70% dintre persoane au dureri de cap din cauza calculatorului, așa. Dacă stau mai mult de 2 ore dureri de spate, zi, de spate, de cap și probleme și cu ochii. Cu ochii. Păi, problemele de spate eu vi le-am explicat de foarte multe ori, pentru că mai poziția explică-ne. Normală la calculator este în picioare, punct. În picioare la calculator? În da, după da, cum și calculatorul să fie la un nivel după cum v-am nu explicat, jos, am stai... văzut platformele de telemarketing de afară, am avut ocazia să văd o platformă de telemarketing, mă rog, ăștia care sună, nu doriți cratița, da, aveți da. Restanță la bancă, ăștia care, da, te sună, care da, sună, da, așa, te sună și te deranjează. Deci încearcă să-ți închipui că erau, cum sunt la noi, știi, un birou din aia mare, sală mare, cu un milion de birouri în el, și deci toată lumea stă în picioare, da, toată lumea stă în picioare, deci dar la nivelul ăsta are laptopul, păi nu stau chiar 8 ore, am mai are o nevoie omul și de să iasă afară, să mănânce. Dar nu stai jos pe scaun. Nu stai pe scaun și să știi că la calculator, pentru munca la calculator este mult mai ok. Trebuie calculat în momentul în care îți pui laptopul. Este foarte important inclusiv unghiul pe care pică ochiul, deci incidența ochilor asupra ecranului. Și aia este foarte important, ca să nu mai povestim de poziția mâinilor. Pentru că dacă mâinile sunt ridicate în poziția asta, am văzut în foarte multe locuri tastatura pe birou, pe sus, birou așa. Sus. Ceea ce este o prostie. Ca să nu mai vorbim de laptopuri, pentru că eu personal urăsc laptopurile. Laptopurile
și tabletele mai nou. Acum orice ce nu îți lasă libertatea de a sta într-o poziție corectă. Pentru că asupra laptopului, deci gândiți-vă că este ecranul foarte aproape de tastatură. Deci, categoric... Nu poți să-l pui mai departe de aici, că nu ajung mâinile pe tastatură. Și atunci, cea mai tare chestie ce o fac și tinerii, iau laptopul în pat și stau în diverse forme, ba în cap, ba în fund, ba pe din mai așa, la dreapta. Și atunci aveți niște deformări de, foarte timpuriale coloane. Foarte timpurii. Gândiți-vă că sunt copii care nu merg la școală și deja au probleme cu coloana. De este la laptop? De la toate. De la statul în casă, copiii nu mai ies afară, după cum am discutat, să ne julim genunchii, să, nu știu, să jucăm pac-pac, hoții și vardiști, sau ce mai jucam, la teatru, ce mai jucam. Și veneam de multe ori, noi de primăvară. Da, dar ne jucam în spatele blocului, acum unde să te mai joci? Da, și nu, acum nu mai există spatele blocului, sau ce? Există, nu mai are blocul spate. Ba da, are spate, dar dacă ies copilul, nu mai eu cu copilul acolo. Nu, chiar vorbeam cu un prieten săptămâna trecută, eram la bloc foarte mulți copii, unde am copilării noi. Da. Acum dacă mai e unul, deci, doi... Deci mergeam, păi mă jucam parcă ăla cu mai sarbacane pe cetate, nu vrei să știi. Sunt, adică... uitați, sunt zone unde sunt copii. Unde? De exemplu... în zona muncitorească a DB sunt foarte mulți copii. Tu zici de micro? Timpul, da. Probabil, dar eu cred că sunt mult mai puțin. Bă, colegul, la tine la blog nu sunt copii, nici la mine la blog nu sunt copii. Noi stăm, sunt, sunt, dar foarte planetă. Puțin. La tine se duc toți în parcul ăla, acolo. La... Da, deci ai noroc că ai parc. Parc. Da, e bine că au parc din ăla cu... Da. Cu foca cu ăla de se învârte. Într-o zi un copil se învârtea pe ăla, i-a venit rău și... De săracu, ce trebuie să vă spun, este o chestie foarte ciudată, este puțin frig afară, eu cred că mamele în ultimul timp, da. Eu nu vreau să spun lucruri foarte mari, dar mamele în ultimul timp au devenit excesiv de grijulii și greșesc foarte tare. Vai de mine, sunt minus 2 grade, nu scoatem copilul afară, că e rece. Da. Păi dar cum? Copilul are nevoie să iasă afară și la minus 2 grade, pentru că așa formează și anticorp și deci dă, cum să spun, își formează o anumită rezistență în fața unor intemperiști asupra organismului. Dar dacă noi îl ținem înăuntru ca într-un glob de cristal, copilul ăla deci nu vede soarele, că soarele arde. Nu vede, nu știu, nu-l ducem nu știu unde, că nu știu ce se întâmplă. Deci copiii din ziua de astăzi au devenit un soi de bibelou. De ce nu deschizi o grădiniță? Cum? De ce nu deschizi o grădiniță? Nu, că... Că ai loc nu, acolo, destul. De ce e loc? N-aș putea să spun că nu este loc. În loc să ăsta, magazinul în stânga, un pic grădinița, poftiți. Să știi, uite-te, eu încurajez foarte, foarte mult la copiii mei cel puțin să facă mișcare. Să... Avem am văzut cu copiii tăi și la magazin cu tine, îi duci peste tot, îi bagi în coș, în cărut, în... Da, na, nu am probleme de genul ăsta, încerc să mă descurc cum pot, nu. Îi duc și la un aqualent să fac un pic de mișcare, îi duc și afară, în curte, mai pică, să mai julesc, ghinion, toți am pățit asta și uite ce mare am crescut. Nu trebuie, nu știu... V-am spus, copiii din ziua de astăzi au devenit niște bibelouri și, din păcate, niște bibelouri foarte fragile. Da, păi bibelourile de obicei sunt fragile. Noi nu aveam probleme de coloană la 5 ani. Nici nu aveam laptop în casă. Care au fost cele mai întâlnite probleme anul trecut pentru care... Ai vândut dispozitive. Să spunem așa. Cele și cele mai multe probleme... au fost din cauza lipsei de mișcare. Doi, din cauza poziției incorrecte, cum am spus. Și trei, să zice, pe al treilea loc ar fi mișcat excesiv. Deci nici nu e bine să mișcă excesiv. Nu, că ar veni, mi-a lovit la genunchi, la mână, la dați-mi o cotieră, dați-mi o... Da. Am avut și accidente de fel de vehicule, de la... biciclete, la motociclete, la, știu eu, la scutere, la tot felul de... Da, dar știi ce n-am găsit anul trecut la tine? Și am rămas surprins. De fapt, n-am găsit nicăieri. Un termometru ca lumea, de exemplu.
Depinde fiecare ce înțelege termometru ca lumea. Termometru ca lumea, știi care este? Ăla clasic. Dar apropo de termometrele astea, vorbeam cu părinții mei și erau de aceeași părere cu tine, căutau un termometru cu mercur. Nu am mai găsit niciunde. Cu mercur, bă, nu se mai face. Nu se mai găsește. În schimb există. Dar de ce? Există cu lichid alcoolic sau lichid metalic, care nu este, că și mercur. Adică nu e electronic. Deci nu e electronic. De la mecanic, clasic. Deci fii atent aici. Tot ce înseamnă temperatură, da, presiune, eu te întreb pe tine, dacă unitatea de măsură la presiune la fizică, da, este coloană de mercur, poți să-l măsori digital, corect? Cum să nu? Aparatul ăla ai făcut de un șmecher, vorba lui Silvia. Adică e un șmecher care a făcut aparatul. Cel mai sfânt tensiometru, da, este cel cu coloană de mercur. Păi da, dar ăla nu, la tensiometru nu știe toată lumea să... Deci, la, știi cum e? Să-și ia tensiunea. Am avut parte să întâlnesc tot felul de asistente care au făcut din măsurarea tensiunii o chestie atât de complicată încât nimeni nu o să poată ajunge la acel nivel încât să-și măsoare acasă. Bullshit! Dacă ți-l pui pe mână, ăla cu mână, e bun de ceva? Ăla pe mână nu. Da, aici? Deci tensiunea se măsoară pe braț, punct. Dar este deci, și electronic de braț. Există și electronic de braț care arată un pic mai bine decât cel de... Un pic mai bine și cât de departe de adevăr față de cel care l-ascultă stetoscopul? Depinde de aparat. Depinde de aparat. Acum ce se întâmplă? Există plusuri și minusuri. Și într-o parte și și în alta. Cel cu coloană de mercur măsoară foarte clar, dar trebuie să știi să asculți. Corect. Deci aici este vorba de factorul uman care este... Acolo l-asculți cu stetoscopul. Da. Bătăile când încep și când se deci termină. Prima bătaie și ultima bătaie. Exact. Și vezi unde a început și prima unde prima bătaie terminat. Este cea mare, tensiunea cea mare. Când nu mai bate, bătaia e cea mică. Bătaia mică, ultima bătaie înregistrată este cea mică. Da, dar trebuie să fii foarte atent. Să... Da. Depinde foarte mult și de ce stetoscop folosim. Pentru că s-ar putea ca stetoscopul să nu fie cu un grad de auscultare foarte bun. Și atunci s-ar putea să... Eu am avut caz când am avut un pacient, mă rog, îi umflam manșeta până la 18, începea să se audă pulsul, scădea așa până pe la între 11 și 12, nu se mai auzea o perioadă, după care iară se auzea. În mod normal, când te duci la cabinet și sunt 20 pe scaun, nu o să mai stea nimeni să asculte dacă tu de la de sus, 9 în da, jos mai ai puls. Dom'le, ai 18 cu 12, hipertensiv. Ești start. Știi, zic și eu acum un caz, da. Da. Pentru că, după cum am explicat în alte emisiuni, tot ce este peste 14 cu 9 sau 140 cu 90 cum este hipertensiv. Azi, este hipertensiune. Ai 14 cu 10, ești hipertensiv. Da, corect. Ai 15 cu 9, ești hipertensiv de asemenea. Da. Se spune că tensiunea nu mai are voie să... 12 cu 7. Nu, asta cu 12 cu 7, luați-mi tensiunea că am 12 cu 7, asta este o prostie, pentru că tensiunea variază de 10 ori pe zi, 20 de ori. Deci dacă o măsori de 20 de ori, riști să ai 20 de valori. Da, pentru că și riști să o măsori una după alta, că nici nu mai bate la fel dacă o măsori. Deci la... îți garantez o sigur că dacă îți spune cineva bună dimineața, ai o tensiune și dacă îți spune peste 5 minute, vezi că ai câștigat la lotul, nu mai ai aceeași tensiune, îți garantez eu sigur. Cred că nici puls nu mai are. Da. Înțelegi? Sau dacă, eu știu, îți spune... Și dacă te enervează unul în trafic? Absolut orice influențează tensiunea. Ai auzit, bă, amigo, nervează ăștia. Era Logan. Da, Logan, ăla s-a deci, băgat în locul meu. Orice veste bună, veste rea... schimbă, orice... Orice da? Stare de agitație, orice stare de, de efort, orice, inclusiv efort intelectual, să nu care cumva să credeți că nu. Da. Suntem la final, avem generic, dă-ne repede niște sfaturi pentru anul ăsta. Pentru repede anul ăsta, în primul și în primul rând, aș ruga telespectatorii să se mai uite puțin și la alte metode decât medicamentele omniprezente la orice colț de stradă, să se orienteze și către lucruri știute din moși strămoși și aplicate și verificate. Cred că asta
Și... cu Olga o să ne mai întâlnim, dragilor, o să mai vină și o să ne mai prezinte câte ceva din când în când, câte un dispozitiv, câte o... o să ne arate cum să ne măsurăm corect tensiunea și nu numai, multe lucruri interesante. Când și o să ne spună și ce termometru bun bă, să folosiți. Facem cu tensiunea, ne aduce, facem o probă, știi cum facem cu Olga? Căuți, nu mai găsim termometru cu vine mercur, Olga asta la e mare noi. Problemă. Ascultă-mă, vine Olga la noi, aduce 4 termometre și ne măsurăm aici. Și atunci vedem care e al mai bun. Cu tensiunea facem la fel. În niște emisiuni deosebit de speciale. Da. Mulțumim tare mult, ne vedem mâine dimineață de la 7 în cea mai bună dimineață. Zi frumoasă, pa, pa! Pa, pa!